Bună ziua! Îmi doresc foarte mult un răspuns la această întrebare. Vă rog mult, suntem căsătoriți civil, nu suntem cununați, iar soacra foarte mult vrea să ne cununăm anume în Biserica Ortodoxă. Eu nu vreau. Nu sunt adept a tuturor obiceiurilor de acolo. Soțul ar fi de acord, doar pentru părinți. Cum ar fi bine să procedăm? Mă voi adresa și soției, și soțului, dar și soacrei. Deci pentru soție. Trebuie să decideți voi. Și asta în dependență de convingerile voastre religioase, convingerile voastre confesionale. Trebuie să ajungeți voi cu soțul la un numitor comun. Și trebuie să vă prezentați bine argumentele fiecare, să discutați argumentele voastre. Deci trebuie să vă clarificați cu privire la credința voastră. Eu chiar v-aș recomanda să vă apucați să citiți Noul Testament împreună. Cel mai bine este dacă ați citit împreună. Faceți o înțelegere și în fiecare seară vă așezați, citiți câteva capitole, discutați împreună, să treceți prin Noul Testament. Noul Testament este Constituția creștinismului, este Cuvântul lui Dumnezeu. Creștinismul este bazat pe învățătura aceasta, Noului Testament. Deci treceți prin Noul Testament, citiți tot și apoi să vă decideți unde veți merge să vă cununați. Pentru că înțeleg că sunteți din Biserica Ortodoxă, dar ceva nu vă aranjează acolo, așa ați spus dumneavoastră aici. Deci după aceea veți decide. Cel mai important lucru este să înțelegeți învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, să primiți învățătura aceasta și să vă nașteți din nou. Asta e deosebit de important, să intrați în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos, să primiți iertarea păcatelor, să vă nașteți din nou și numai decât să faceți și cununia aceasta, să încheiați legământ înaintea lui Dumnezeu. Asta vă recomand dumneavoastră să faceți, să vă clarificați. Cum am zis, cu privire la soacră, păi iată, nu soacra decide, asta e familia dumneavoastră. Acum noi sunteți oameni maturi, sunteți oameni căsătoriți. Dumneavoastră sunteți acei care veți decide ce veți face. Nu poate soacra decide și soțul tot asta trebuie să înțeleagă. Deci veți discuta dumneavoastră, pentru că legământul ăsta nu privește pe soacră mai mult decât pe dumneavoastră. Legământul acesta este a dumneavoastră. Dumneavoastră cu soțul încheiați legământul acesta, atunci dumneavoastră trebuie să-l discutați, să discutați cum veți face, unde vreți să-l încheiați legământul acesta, la ce biserică vreți să mergeți. Nu poate soacra hotărâ cum veți încheia legământul. Da, ea se poate expune, ascultați și părerile ei, discutați cu toți, dar dumneavoastră sunteți acei care veți decide.